Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, a nașterii Maicii Domnului, este prima din acest nou an bisericesc. Este o zi de bucurie, o zi al începutului mântuirii noastre. Și când vorbim despre nașterea unui copil, vorbim și despre părinții lui. Părinții preasfinte născătoare de Dumnezeu, Ioachim și Ana, erau din seminția lui David. Știm că profețiile din Vechiul Testament spuneau că Mesia va fi fiul al lui David. Deși erau înaintați în vârstă, deși purtau greul acesta al nerodirii de prunci, deși poate încerca și pe ei întristarea că n-au putut să aibă copii, fiind sterbi, nu și-au pierdut credința. Erau sterbi la trup, iubiți credincioși, dar nu și la suflet. Pentru că așa înaintați în vârstă, ei se rugau cu stăruință să dobândească măcar un prunc. Și au făgăduit că dacă vor avea, îl vor închina Domnului. Și credința lor și rugăciunea lor și smerenia lor a fost ascultată. Și au dobândit-o pe prunca Maria. Maica Domnului a moștenit din toate aceste calități ale drepților ei părinți, Ioachim și Ana. Pentru că noi, iubiți credincioși, suntem fiii părinților noștri și avem de la ei și bune și mai puțin bune. Și Maica Domnului a fost împodobită cu har și cu binecuvântare, pentru că părinții ei au știut ca și înainte de zămislirea ei și după zămislirea ei să păstreze o viață curată și frumoasă înaintea Domnului. O viață cu încrederea și fidelitatea unei căsnicii binecuvântate. Și când dintre soți este așa o dragoste și o unire de nu mai sunt doi, ci sunt una, iubirea aceasta aduce roade. Rodul iubirii, al credinței și al rugăciunii dreptilor și dumnezeieșilor părinți, Ioachim și Ana, a fost și rămâne Maica Domnului. O întâlnim la templu din Ierusalim, unde a fost încredințată arhiereului Zaharia și a stat acolo în rugăciune, în ascultare, în curăție, până când a cercetat-o arhanghelul Gabriel, care a venit să-i propună o colaborare cu Dumnezeu, să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu în preacurat pântecele ei. Și ea s-a mirat de o astfel de închinăciune adusă de către un arhanghel ei și a întrebat cum poate să fie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat. Și spune Sfântul Arhanghel Gabriel că s-a întâlnit bunăvoința Tatălui cu lucrarea tainică a Duhului Sfânt și dacă dorește se va sălășlui Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Și măicuța Domnului ce răspunde? Fie, să fie, fie mie după cuvântul tău. Întâlnim, iubiți credincioși, acest fie când a zis Dumnezeu la întemeierea lumii să fie lumină și a fost lumină. Și atunci, în momentul acestei acceptări și asumări, s-a zămislit în pântecele ei Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și a asumat Maica Domnului chiar și de a fi ucisă cu pietre, pentru că nu i-a îngăduit ca dintre fecioarele templului să rămână cumva însărcinată, nefiind căsătorită. Dar nu s-a gândit Maica Domnului toate astea. S-a gândit să facă ascultare. A colaborat, a conlucrat cu harul lui Dumnezeu, care vedeți cât de delicat vine în inima omului. Nu silește, devoiești. Așa ne spune Dumnezeu în fiecare clipă, la fiecare faptă bună, pe care El ne-o pune înainte, sau la ocoli rău, a ne înfrâna un cuvânt, o privire, un gând, o faptă. Devoiești, nu ne silește. Așa a venit și la măicuța Domnului. Și prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, dintr-o fecioară curată, soră cu noi, cu toți, a fost cea mai mare minune care s-a putut întâmpla pentru răscumpărarea noastră. Să-și ia Dumnezeu fire ca a noastră, că nu firea îngerilor a luat,
să spune în Sfânta Scriptură. Și sămânța lui Avraam a luat, adică dintre noi, să fie ca noi, cu trup, să ne înțeleagă din interiorul nostru, să ne ridice din căderea noastră pe care mai întâi și-a asumat-o El. Dacă îl iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu putem să nu iubim și pe Maica Lui. O întâlnim pe Maica Domnului, iubiți credincioși, când era îngrijorată pentru copilul ei, Iisus, care avea 12 ani și nu-l mai găsea. Și 3 zile l-au căutat și l-a găsit în templu, învățând și întrebând preoții de acolo. Pentru că el creștea și cu vârsta, dar și cu înțelepciunea și cu harul. El știa cine este, de unde a venit și pentru ce a venit. Și l-a întrebat măicuța Domnului, fiule, dar tu nu te-ai gândit că noi te căutăm? Și a zis că de ce era să mă căutați? Nu între ale tatălui meu trebuia să fiu? Și încă nu înțelegeau, pentru că și noi, iubiți credincioși, avem o devenire. Așa cum creștem cu vârsta trupească, așa și cu vârsta duhovnicească. Și erau uimiți pentru cele ce auzeau că se spuneau despre prunc și îl vedeau pe Mântuitorul cum creștea, iubiți credincioși, Dumnezeu în mijlocul nostru. Născut în iesle, iubiți credincioși, și apoi fugărit de către Irod în Egipt. O întâlnit pe măicuța Domnului și atunci când dreptul Simeon, când a primit pe Mântuitorul în brațe, la 40 de zile după naștere, i-a spus Maicii Domnului, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel, iar prin însuși sufletul tău va trece sabie. Aceste cuvinte s-au împlinit întocmai, pentru că știm, lângă crucea Domnului, cine a suferit cel mai mult după fiul ei iubit. Măicuța lui și măicuța noastră sfântă. O întâlnim pe Maica Domnului la nunta din Cana Galilei, când așa ca o mamă și o femeie vrednică, care poartă grijă de toate, i-a spus Mântuitorului să știi că nu mai au vin. Au rămas fără vin la nunta aceasta, la care am fost invitați și noi. Și Mântuitorul îi spune, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Ceasul meu încă n-a venit. Adică încă n-am să dau început minunilor, pentru că e rânduit în altă zi. Și atunci măicuța Domnului, bine știind inima fiului ei, cea milostivă, blândă și bună, atât le-a zis slugilor, să faceți orice vă va spune el. Știa că va împlini rugămintea ei. Asta este predica, asta este învățătura, astea sunt cuvintele Maicii Domnului, rămase nouă ca sfat. Să faceți orice vă va spune el. Așa ne învață Maica Domnului. Să ascultăm de Dumnezeu, de Fiul ei. Pentru că dacă îl rănim pe Fiul ei, iubiți credincioși, suferă măicuța noastră. N-are cum o mamă care își iubește atât de mult copilul, care ea știe cum l-a îngrijit înainte de naștere, cum l-a protejat să-i fie bine 9 luni de zile, cu câtă grijă, cu câte emoții, cu atâtea sarcini se pierd, dintr-un stres, dintr-un șoc, de la un medicament, de la vaccinuri, de la o jignire, din multe motive se poate pierde o sarcină, dar astea sunt dintr-o neputință, nu din reavoință. Greu, iubiți credincioși, este când se omoară sarcinile cu bună știință, ori prin contracepția de urgență care intervine în primele 72 de ore, după ce s-a zămislit copilașul, oricât de mic ar fi, orice tentativă de a înceta viața unei celule de sine stătătoare care a primit și suflet de la Dumnezeu, este o ucidere. Chiar dacă acel copil este de dimensiuni microscopice, Dumnezeu știe de el pentru că și Hristos a fost exact așa de mic la Buna Vestire. Deci nu avem voie să intervenim. Și alt mijloc de a omorâ pruncii, de multe ori, nu se cunoaște că este un factor avortiv, este steriletul. Iubiți credincioși, spun lucrurile astea,
Pentru că am întâlnit zilele trecute persoane care aveau, din păcate și preoților duhovnici nu știau că este un omor acolo și se împărtășeau și în continuare, de câte 10 ani de zile în urmă, săvârșeau păcatul avortului. Pentru că acest dispozitiv nu mai permite nidarea în uterul femeii a unui copil nou conceput și moare lunar. Și sunt mai multe astfel de mijloace care ne omoară copiii României și pentru care plânge Maica Domnului, pentru că vede în ascuns fiecare sufletel care strigă după ajutor și nimeni nu-l aude, nici măcar propria lui mamă. Și mai înfricoșătoare, iubiți credincioși, sunt avorturile prin chiuretaj sau prin injectarea cu diferite substanțe chimice care omoară un copilaș de câteva luni. În alte state se permite avortul până în luna a noua, inclusiv. Adică omori un bebeluș atât de mare, poate să aibă și câte 3 kg, nu le e milă, nu le e frică de Dumnezeu. E un păcat înfricoșător, poate o să spuneți că de ce pune părintele așa mare accent? Știți de ce? Pentru că România, iubiți credincioși, este campioană la avorturi. În primul an, 1990, când s-a liberalizat avortul, primul decret care a fost dat atunci a fost liberalizarea avortului. Nu aveam alte probleme, nu aveam sărăcii, nu aveam corupție, nu aveam alte probleme decât să ne apucăm să omorâm copii. S-au omorât peste 1 milion într-un an, înregistrați la stat. Avorturile neregistrate nici nu se știu. Mărturiseau doctorii de la o clinică din Roman într-o conferință organizată la Iași, că și nopțile stăteau târziu, nu dovedeau de numărul mare de femei care veneau să-și omoare copiii. Dădeau drumul la geam, că era foarte cald, și omorau până dimineața, toată noaptea, lucrau în schimburi. Cam asta e o parte întunecată a României, pentru care noi plătim un preț greu înaintea lui Dumnezeu și înaintea copiilor noștri uciși din avort. Și de atunci, din 1990 până astăzi, în 2021, avem peste 25 de milioane de avorturi. Încă România a fost ucisă, iubiți credincioși. De aceea spun, să avem mare grijă de copiii noștri. Să avem grijă, iubiți credincioși, și mai ales acum și în perioada ce urmează, pentru că aceste seruri experimentale, așa zis, vaccinuri împotriva pandemiei, care e bine pusă la punct de mai mare acestei lumi, lasă urme grave, nu doar femeilor însărcinate, care își pot pierde sarcina în urma administrării, nu doar femeilor care au născut și prin laptele matern au transmis copiilor lor o afecțiune necunoscută de au fost găsit morți prin cheaguri de sânge, săraci prunci, ci mai ales pentru faptul că produce infertilitate. De fapt, asta ni s-a spus cu mulți ani înainte, public, nu vă dau numele magnatului pentru că nu se cuvine într-o biserică, să știți dumneavoastră, spunea public, trebuie prin vaccinare, prin contracepție, să reducem populația, adică e ceva firesc. Și asta fac vaccinurile acestea, provoacă sterilitate. Și mai ales administrate fiicelor noastre și fiilor noștri, pentru că se pregătește o masivă vaccinare și a copiilor, ei, având organismul în devenire, cu atât mai mult crește riscul, ca dumneavoastră, iubiți credincioși, care de multe ori îndemnați la vaccinare, din păcate am întâlnit și astfel de cazuri, s-ar putea să nu mai aveți nepoți. S-ar putea să distrugeți viața fiului sau fiicei dumneavoastră, împingându-l din diverse motive la această vaccinare, despre care nu doar Părintele nostru Iustin ne-a atras atenția, ci toți Sfinții Mari Ortodoxiei contemporani. Deci, iubiți credincioși, ce ne învață Măicuța Domnului astăzi, de ziua ei, azi e ziua ei, toți ne bucurăm când e ziua de naștere a noastră sau a cuiva. Știți ce ne învață, iubiți credincioși? Să avem grijă de noi și de copiii noștri. Ne roagă Maica Domnului să nu le facem niciun rău. Și Sfinții și Drepții Părinții Achim și Ana, că mâine o să-i sărbătorim și pe ei. Ei care s-au luptat cu sterilitatea atâta timp, stau în genunchi și ne roagă și pe noi să nu fim de bunăvoie sterpi
și mai ales să nu fim sterpi la minte și la inimă. Să înțelegem vremurile în care trăim, că sunt într-adevăr antihristice. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu apocaliptic și vezi, Doamne, cu sfârșitul lumii, dar mă uitam la câteva știri și în alte țări citeam faptul că sunt dați afară oamenii de la servici dacă nu vor să se vaccineze. Ceea ce mi se pare un neostalinism. Cum au trăit bunicii noștri vremea aceasta cumplită a comunismului, acum s-a întors, iubiți credincioși, sub varianta aceasta atât de perfidă. Și vezi, Doamne, prilejul binecuvântat este acela de a ne feri de pandemia tot de ei, lucrată și pusă la punct. Să nu mai poți să mergi să-ți cumperi ceva, să nu mai poți să-ți hrănești copiii. Exact așa scrie în Apocalipsă. Nu vei putea cumpăra, nu vei putea vinde, nu vei putea trăi dacă nu accesi pecetea. Deocamdată pecetea este acest vaccin. Pe care și bun să fii, iubiți credincioși, credeți-mă, dacă mi-l baci cu sila pe gât, mă faci să am repulsie, pentru că Dumnezeu m-a creat liber. Și libertatea, cel mai frumos, cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru noi, nu mi-l poate lua nimeni acest dar. Dumneavoastră vreți să vi-l ia? Nu cred. Suntem români, suntem ortodoxi, suntem fiii părintelui Iustin, fiii măicuței Domnului, fiii lui Hristos, care cu sânge ne-a răscumpărat și mai degrabă sufăr. Îmi caut alt loc de muncă, cum îi putea, are grijă Dumnezeu. Ați văzut Sfinții Părinții Achim și Ana, deși erau în vârstă. Credința le-a adus copil. Părinții Sfântului Ioan Botezătorul, Zaharia și Elisabeta, erau în vârstă. Le-a dat Dumnezeu copil. A avut Sfântul Apostol Petru credință, a mers pe mare ca pe uscat. A avut oamenii bolnavi de cancer, credință în Dumnezeu, mulți dintre ei s-au vindecat. Și să poate, iubiți credincioși, știu că e greu să crezi în ceva care nu mai pare posibil. Dar nu noi cu puterea noastră, ci Dumnezeu ce spune. Fără de mine nu puteți face nimic. Și totodată, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Deci noi dacă vom fi statornici în ascultarea pe care Părintele Iustin ne-a dat-o, în ascultarea de duhovnici iluminați pe care îi avem, vom putea să ținem piept acestei mârșăvii la nivel mondial. Da, vom putea. Că zice tot Dumnezeu, nu te teme turmă mică, că Tatăl a binevoit să vă dea o împărăția. Deci această turmă mică, trebuie să ne numărăm și noi, să ne silim să fim în această turmă mică, prin sfat, prin ascultare, prin credință, și să nu mai fim atât de înșelați de mass media aceasta. Pentru că prin ea lucrează Antichristul și așa va cuceri pe mulți. Vedeți, asta ne învață Maica Domnului. Și asta este cinstit și pentru noi, ca slujitori ai Domnului, să vă spunem, să vă prevenim. Bate voi păstorul și se va risipi turma. Uite că la Petru Vodă, iubiți credincioși, aici, la poala Părintelui Iustin, ați primit, chiar și prin gura Sfântului, primiți și să vă rugați să primiți până la sfârșitul veacurilor. Cuvânt adevărat, cuvânt drept, cuvânt cinstit. Că asta are nevoie omul și mai ales românul din ziua de astăzi. Să nu mai fie mințit, să nu mai fie dus cu preșul, păcălit. Vaccinarea pentru mine înseamnă libertate, vaccinarea înseamnă vacanță la mare, prostii pe care le vedeți la televizor. Asta este minciună, manipulare. În Biserica Părintelui Iustin, să dea Dumnezeu cu toții să primim cuvântul cel drept, adevărat și plin de iubire. Amin. Să ne ajute Măicuța Domnului pe toți.